dragi prieteni, bun găsit, sunteți la AS.ro Live. A arbitrat cu succes vreme de foarte mulți ani, atât aici la noi, în fotbalul nostru cel de toate zilele, cât și afară. Pentru că la un moment dat, în decembrie anul trecut, ziarele să titreze șoc, nu, mutare bombă sau decizie bombă, Marius Avram s-a retras din arbitraj. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Marius Avram se află alături de noi în această dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc de invitație! Noi mulțumim de... Intrăm direct în pâine... Bombă și retras. Te-ai obișnuit cu cuvintele astea două? Cu bombă nu m-am obișnuit. Dar așa a fost, dar, tu n-ai fost obișnuit cu cuvintele de genul ăsta, nu, și cu cancanistica, cu... Dar așa cu cancanistica au mai fost perioade mai în care am mai apărut. La un moment dat mă filmaseră, eram chiar înainte de nuntă, eram cu trabucul undeva pe la mare, drept dovadă că și arbitrii sunt oameni, urmăriți și da, sunt și ei oameni, și oameni. Da? Dar apropo de retragere, încă mă obișnuiesc cu ideea. E din ce în ce mai ușor pentru mine, pentru că cu câte ce timp cu și rănile se vindecă. Urmăresc meciurile încă din postura de arbitru și am așa emoții când mă uit la meciuri și retrăiesc fazele așa cum le o făceam încă de când eram pe teren. Și ceea ce îmi lipsește cel mai mult sunt acele deplasări internaționale împreună cu colegii, unde eram o echipă, se creau niște relații personale care erau mai mult decât cele legate de meci. Se creau prietenii, se creau niște relații care vor rămâne toată viața. Asta e frumos. Ești precum instructor auto, îți mai vine să pui o frână așa, nu? Adică când vezi meciul la televizor, da, mai vine, mai simt un pic adrenalina în anumite momente cheie, când simt că se tensionează în teren, parcă și eu acasă când mă uit mai dar simt. La modul sincer, ai mai fi vrut să continui sau afară era clar că nu, sau clar. Bun, s-a terminat afară. Dacă s-a terminat afară, pentru mine nu mai aveam niciun fel de motivație. Am înțeles. Și oricum mai puteam lucra cu o comisie în care nu mai aveam încredere și cu care nu mai puteam colabora, nu mai puteam să mă uit în ochii lor cu încredere și din momentul respectiv pentru mine a însemnat sfârșitul carierei de arbitru. Pe hârtie cât am mai fi fost? 3 ani sau cât mai era? Ar fi fost 4 ani 4 în mod, ani, să spunem, tradițional, dar din momentul în care s-a eliminat limita de vârstă, putem spune că aș fi putut merge oricât până n-aș mai fi putut să-mi iau testele fizice, dar să spunem 4 ani de zile. 4 ani. Da. Poți să ne zici cum ai primit vestea? Aici nu e loc de scandal, nu, adică nu vrem, nu ne interesează, dar am primit ți s-a dat vreo explicație? Am primit o SEC la telefon, la 2 zile după, fără niciun fel de explicație. Stai puțin, la telefon? Da, da. Cum adică la telefon? Salut, salut, mai BV-ul ăla. Acum râd, dar în momentul respectiv era să-mi cadă telefonul din mână, efectiv. Nu știai nimic, nimic. Nu știam absolut nimic, nici nu mă așteptam absolut deloc. A fost un șoc. O bombă. O bombă. Da. Nu, serios, acum, da, nu e de râs. Deci, da, bună ziua, bună ziua. Da, acum 2 zile ai fost scos de pe lista FIFA. Ups! Poftim. Și da, și succes în continuare în Liga 1. La revedere, la revedere, da. Asta a fost tot? Da, mă rog, n-a fost chiar așa. Eu i-am spus, n-a fost chiar la revedere, la revedere. Eu am spus la revedere. Am zis, hai ca să nu cumva să degenereze conversația între noi, hai să încheiem acum, pentru că simțeam că nu mai pot să mai rezist. O să ne zici și cine te-a sunat sau nu? Da, Vasara, președintele CCA, da. Și i-am zis, ok, să încheiem repede, ca să nu degenereze conversația între noi, ca nu cumva să spun lucruri pe care să le regret mai târziu. Să fie chiar șoc și bombă. Închis, exact. Nu, dar întreb la modul serios, nu știu cum se procedează, n-ar fi trebuit o discuție, nu, dar măcar să te cheme la federație, un strâns de mână, o diplomă, nu știu ce se dă. Da, nu, eu nu țin așa mult la lucrurile astea, dacă ei așa au considerat și așa cred ei că se procedează la nivel uman, mă refer, nu la nivel sportiv. Și așa, la nivel uman este problema lor, este modul lor de management și de resurse umane, de a gestiona oamenii pe care îi iau în subordine la modul acesta. Din punctul meu de vedere este greșit, dar am depășit momentul. Din momentul în care am hotărât să renunț la arbitraj, pur și simplu am privit numai înainte. Nu mai rămânem în urmă, nu mai rămânem cu frustrări. Consider că am avut o carieră de 27 de ani în care mi-am tocit picioarele pe terenurile de fotbal din România și din toată lumea și eu rămân cu amintirile mele și cu prieteniile mele și cu respectul pe care l-am primit din partea conducătorilor, jucătorilor, antrenorilor atât de-a lungul carierei, cât și mesajele, sutele, deci nu exagerez, sute de mesaje de respect. Deci cuvântul care predomina era respect de la conducător de club din Liga 1, de la jucător din Liga 1. Contează enorm treaba. Pentru mine asta contează enorm. E cea mai bună diplomă pe care pot să o primesc. Respectul celor pe care i-am arbitrat în carieră. Cum se spune, agăți fluierul în cui sau există o expresie, vorbesc serios, sau cum e, te-ai lăsat de arbitraj, nu? Dar... Da, agăți ghetele și fluierul în cui, nu știu, adică dacă folosim clișee de genul ăsta, agăți ghetele în cui, se spunea de obicei, mai ales că noi alergam și noi acolo. Și noi o întrebare care nu prea are rost în sensul că dacă ai fi fost pregătit să știi, nu știu, domne, pe 20 decembrie al anul viitor mă retrag, dar așa că primești un telefon. Te-a durut, n-ai fost pregătit pentru așa ceva, cum ai luat decizia asta, adică... Bun, ne-ai explicat, adică ne-ai spus că dacă nu mai e afară, nu prea mai există motivație. Dar cred că e greu să zici de mâine,
E foarte greu. Asta e ultimul meci. E foarte greu. Dinamo Cluj, nu? Sau Dinamo CFR? Da, Dinamo CFR Cluj a fost. M-am consultat. Să spui gata, e ultimul. M-am consultat cu prieteni, m-am consultat cu familia. Și în ciuda sfatului primit de toți să nu renunț. Da, deci, o să țin sfatul vostru, voi ce spuneți, continuați, deci mă retrag de ultimul. Exact, din cam așa CFR. A fost, deci nu exagerez. De fapt, tatăl meu, care a fost și el arbitru internațional, și el avea o metodă în care spunea, eu îți respect perfect decizia, dar mai gândește-te. Și eu gândit. Zic, da, ok, o să mă mai gândesc și până la urmă, nu, mi-am asumat-o, e o decizie asumată, personală. Nu putea să intervină nimeni. Puteau să-și facă datoria să-mi dea un sfat, dar până la urmă eu știu ceea ce simt și eu știam modul în care mai pot să mai colaborez sau nu cu acei oameni. Și atunci când eu am decis nu, din momentul respectiv n-a mai existat cale de întoarcere. Bun, acum continuăm cu telefonul. Ai primit tu telefonul și după aia trebuie să suni cei mai buni prieteni, colaboratori, cei cu care te înțelesești, nu? Da, pe teren. Da. Și le-ai spus, salut, salut, veneau Crăciunul, probabil copiii. Nu, lucrurile s-au întâmplat la începutul octombrie, septembrie-octombrie. Deci, atunci se decide lista FIFA. Am înțeles. Deci eu practic am avut timp acele luni de final de an să mă consult cu toată lumea, și să analizez din toate calendaristic de vedere și să închei într-un mod civilizat și curat. Am înțeles. Adică să nu renunți în momentul respectiv în mijlocul campionatului, ci să închei la finalul anului într-un mod curat, civilizat, cu adresă oficială către Federația Română de Fotbal, prin care am anunțat eu voi renunța, și cam asta a fost. Deci frumos, frumos. Da, bun. Pentru că e normal să încheie așa, după atâția ani în care... Că nu e normal. Da, ce-ar fi trebuit să fac, să zic, da, mersi, bine, auzi, și închideam telefonul și nu mai renunțam. Da, așa e normal, e sens unic, știi? Da, eu așa consider eu și așa am fost eu educat și n-am cum altfel să... Bun, și când ai sunat pe apropiați, lăsăm familia, tata și așa mai departe, oameni care te... Șoc, șoc și acolo. Deci de bombă și șoc. Uite, vezi, cuvinte care nu erau. În momentul în care a apărut informația publică, au început să mă sune oamenii de prin țară. Prima întrebare a fost pe bune? Sau da, e o glumă, da, nu se poate așa ceva. Nu le venea să creadă faptul că s-a întâmplat așa absolut din senin, fără niciun fel de preaviz. De-aia înțeles și bombă, vorbesc serios, în burtiere și în titluri. Că... Și chiar și ăsta am considerat, mă flatează inclusiv faptul că cei din presă au considerat că a fost nedrept. Corect. Și că n-a fost ok. Și pentru mine contează așa, că de obicei arbitrii nu sunt populari și e foarte ușor să le dai arbitrului, da? Dar în momentul în care cei din presă, în momentul în care cei care poate mă criticau în trecut, în momentul în care colegii spun, domne, nu e ok ceea ce s-a întâmplat, eu consider că mi-am făcut președinții, treaba. Oamenii așa, așa, și dacă și facem presa, un cumul, înseamnă că am ieșit cu o imagine bună și înseamnă că mi-am făcut datoria acolo serios, cum trebuia să mi-o fac în momentele alea pe teren. Și asta contează până la urmă. Ai la mai final... auzit de cazuri din astea? Nu știu dacă la noi sau pe undeva, adică pe telefon de mâine, ai mai știi cazuri? În arbitraj, eu nu știu, nu mi-amintesc că să nu fi existat cel puțin o discuție în prealabil. Asta vreau să zic, cum se făcea înainte, cum se făcea în mod normal. În mod normal se făcea cum s-a procedat de altfel cu colegul meu Sebastian Colțescu. Da? Pentru că doi am fost coși de pe lista FIFA în anul trecut și cu Sebastian s-a procedat într-un mod civilizat, din câte am înțeles. Eu am discutat cu el chiar cu un an înainte. Nu are legătură cu scandalul de cu la cu ăla. Da, ăla. Nu are niciun fel de legătură. Nicio legătură. Se discută puțin. Stai că acum cu un an înainte. Cu un an înainte, da. Și în care i s-a spus: "Vezi că noi pregătim niște schimbări la lista FIFA, tu în continuare vei rămâne în Liga 1, nu-ți face niciun fel de probleme." A fost delegat în acel an la finala Cupei României ca un fel de premiu, domnule, pentru întreaga ta carieră. Și asta e ok civilizat. Ne-au strâns mâna într-un mod civilizat și drept dovadă că băiatul a rămas în continuare să activeze în Liga 1. Deci vorbim de două extreme. Modul de a lucra cu mine și modul de a lucra cu Sebastian Colțescu, lucruri complet opuse. Deci asta ar fi trebuit să vină, să spunem, undeva în octombrie 2019, probabil, plus sau minus. Sau probabil, până... nu știu exact. Nu neapărat un an, dar să fi purtat o discuție... Eu consider că e minim. Este minimum necesar în momentul în care decizi să scoți un om dintr-o activitate pe care o practică de 10 de ani, minimum necesar este să discuți un pic cu el și să încerci să-i explici motivele care au stat la baza deciziei. Ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.